Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, 9 și 9 minute. Bună dimineața. Eu am descoperit fenomenul youtuberilor care fac o grămadă de vizualizări și o grămadă de bani din idei. Mă, tu vrei să te faci youtuber. Cred că e cam târziu pentru mine, dar ideile sunt foarte mișto. Deci, uite, o farsă făcută de un youtuber britanic a provocat confuzie, nedumerire și chiar niște mici atacuri de panică printre pasagerii curselor ce veneau la aterizare pe aeroportul britanic Gatwick. Undeva pe dreapta, pe culoarul de aterizare, acest youtuber a scris cu litere uriașe, absolut vizibile din afară. Bucovina. A scris: bine ați venit, dar trebuia să aibă oi. Da, da, n-avea oi. Fluturi pentru domnul Băsescu. Da, de unde oi la Gatwick? Da. Cred că au ei ceva, dar le folosesc cum trebuie. Deci scria: Welcome to Luton. Nu cred, da. Bine ați venit la Luton. Luton e alt, știm, e alt aeroport. Londra are mai multe aeroporturi, da, în jurul ei și... Da, la marile Heathrow și după aceea, da, mai... Și după Luton, Gatwick pare... și mai e unul, parcă. Nu mai știu, sunt așa, multe. Mă rog. Luton e la vreo 100 de kilometri, cum ar veni, față de, da, Gatwick. Da, ce tare. Da. Deci, cum ai venit la București și când a trezit la autopeze, să scrie, nu știu... Bine, vei la... Habar n-am ce... Aeroport la 100 de kilometri de București, da, nu există. Asta, deci, mă gândeam, care e? Mai, nu știu, Constanța, Sibiu... E, Constanța e 200 și ceva. Sibiu tot cam. Mă rog, bine, da, ai venit la alt aeroport. Da. Mergeți pe Brașov. Dar nu, da, Brașov nu are aeroport. Da, nu contează ce aia care aterizează, știu că e... De 30 de ani se chinuie să fac aeroport la Brașov. Bun, youtuberul ăsta este specializat pe poante, glume și farse. Presa... Auzi, ce-o fi zis aia? Stai un pic, că asta e poanta, că să zică aia, să fie speriază. Ce-o fi zis aia? Să fii în avion, să știi că te duci undeva și aterizezi în altă parte. Adică, da, cum? Alo. Fără să ți se fi spus, că se mai întâmplă din cauza... Condițiilor meteo, da. Avarii, furtună, nu? Și da, aterizăm în altă parte, dar ești informat. Și ești, aterizăm în... Dar te gândești, adică în momentul ăla te gândești, m-am cumpărat totuși, încep să ai îndoieli față de tine. Da. Ce-am făcut? Deci m-am cumpărat biletul greșit. Adică chiar n-am fost atent ce bilet cumpăr, adică serios, toată lumea liniștită în jurul tău și tu știi că aterizezi pe Gatwick și scrie Luton. Băi, dar ce? Adică nu vă supărați, unde mergem noi? Cum e? Dumneavoastră tot la Luton, da, sau la Gatwick? Deci unde merge avionul ăsta? Știi, te duci din dreapta, îți dai seama ce. Bun, deci youtuberul ăsta, Max Fosher îl cheamă, și e o diferență, a remarcat diferență între youtuberii ăștia americani și ce avem aici, un caz britanic. Ăsta și el, când face farsele, băi, britanicii au un soi de politețe, știi? Ăilalți sunt americani, sunt super spectaculoși, fac niște montaje super dinamice. Ăștia sunt mai așezați, mai explică, se vede că au trăit cu BBC. Da, bravo. Da. Deci el a spus că pentru realizarea acestei farse s-a apucat să bată la ușile tuturor proprietăților din dreptul culoarelui de aterizare până a găsit pe cineva care avea terenul potrivit, căuta un teren mare. Și a găsit un teren cu o latură lungimea de 80 de metri, paralel cu culoarul de zbor, și oamenii s-au și amuzat copios când le-a propus să facă glumă și literele le-a făcut din prelate de culoare albă. La noi își lua și bătaie. Ce să propună să-i pună lui pe teren? Du-te, bă, tată, de aici. Prelate de culoare albă pe care le-a fixat pe sol. Întreaga poveste l-a costat 4.000 de lire sterline, are aproape 1.000.000 de abonați. E, și a scos banii. Da, și printre alte farse, că m-am uitat să văd ce a mai făcut. A devenit membru al familiei regale britanice pentru 43 de minute. El voia, avea o kebapărie favorită. O șaormerie, cum ar fi la noi. Și el voia să dea seal of approval by royal family. Adică aprobat de familia regală. Da, da. Și alea nu pot fi date decât de membrii ai familiei regale. Și ca atare s-a apucat și a căutat în arborele genealogic al familiei Windsor până a găsit... O poziție liberă. Da, un băiat. Nu, l-a găsit pe unul, un băiat, literalmente un băiat, că s-a făcut o căsătorie adevărată, de 43 de minute, după care a divorțat. A găsit la 11.000 spiță un băiat din familia regală dispus să se căsătorească pentru 43 de minute. Ce imbecil! Da, pe bune. Deci a făcut chestia asta. 2 milioane de vizualizări și a oferit susținerea Casei regale britanice pentru chebapăria lui preferată de la colț. E șaormeria oficială a Casei regale. Da. A intrat prin efracție la Congresul Internațional al Firmelor de Securitate. Asta e tare. Care, da. Asta e 3,8 milioane de vizualizări. A plătit un detectiv particular prin intermediar. Să-l urmărească o lună întreagă ca să vadă ce reușește să descopere despre el. Foarte bun asta. 5,7 milioane de vizualizări. Asta îmi place cel mai mult.
e mai nouă, n-are decât o lună, 2,2 milioane de vizualizări, sperăm să mai crească, a servit unor critici culinari fripturi din animale călcate pe șosea, fără să le spună... Băi, s-a dus la MasterChef cu câini și iepuri... Prin unele locuri din America este o sursă serioasă, încă e o sursă de serioasă de hrană, dar de proteină. Practic, dacă ai călcat ratonul... Ești vânător. În fond, da, de ce să nu-l faci friptură? Că e proaspăt. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.